Bună, prieteni! Vă salut într-un nou vlog. Este sâmbătă. Ia să vedem în calendar, 23 septembrie. Uitați ce am făcut eu aseară. Mi-a ieșit foarte bine focaccia. Așa că astăzi, ce credeți că fac? Fac iarăși focaccia. Aștept să-mi vină cumpărăturile și nu prea am cine știe ce prin casă, dar am... aveam făină, am făcut aluat dintr-un kil de făină, am pus, cred că, vreo 700 și ceva de mililitri de apă călduță, 16 grame de drojdie uscată, am pus un pic de sare, un pic de zahăr și am mai adăugat așa treptat ulei de măsline la frământat. E un aluat care e bine să fie mai lipicios pentru focaccia, așa e. Așa știu eu, nu știu, acum poate care vă percepeți mai bine, e mai bine, altfel, dar eu așa știu, eu așa am văzut pe la alții și așa am găsit eu că mi-e să bine. Mi-a ieșit destul de ok ieri, am fost foarte mulțumită. Ideea este că trebuie să-i dai ragaz să crească, așa că eu l-am făcut acum, o să-l las cam o oră să crească. Vreau să crească până aici, până sus, să dubleze, apoi o să-l pun în tăv. Și o să-l las din nou să crească cel puțin jumătate de oră și apoi îl pun la cuptor. O să dau cu un pic de sare, îi fac foarte mult ulei de măsline, destul de mult, pentru că asta este tot secretul. Iar apoi o să-l dau cu un pic de, o să pun un pic de rozmarin, pentru că asta dă un gust așa specific, un pic de sare din aia mai mare, dar am pisat-o un pic să nu fie exagerat de mare. Și eu mai pun și un pic de susan, că îmi place. Da, asta este aluatul, îl las să crească și mi-aduc acum cu voi la Morrison, vă iau cu mine și câte să iau două, trei chestii și o să vă țin, o să fie un vlog de sâmbătă seara astăzi și o să vă țin cu noi. Sper să nu uiți, iau telefonul din când în când să filmez și așa filmăm un vlog de sâmbătă seara. Nu v-am mai filmat ce am făcut printre, uite așa a ieșit focaccia mea, nu a ieșit foarte uleioasă pe deasupra pentru că nu aveam foarte mult ulei, din păcate. S-a terminat uleiul, arată superb, acum este un pic crocantă, că abia am scos-o, o să o, foarte bine, o să o tai acum și mai am aici două, așa, astea un pic mai mult ulei pe deasupra și o să le pun cu castravete, îi mai pun și un pic de șuncă și salam și încă. Și ce-i? Sugan? Yeah. De ce-i sugan? Mami, you have the best sugar heart. Sugar, yes. I have tine. The best heart, partner. Sugar, yeah. Our tine e bun. Suganul meu e bun? Că mirasă bun. And I found mirasă bun? Remote control from in the basket. Da. Emma, ce le dăm cadou la prieteni dacă vin și ne zic că Sugan al tău e foarte bun? Ce le dăm cadou? Felicer. Felicer. Le dăm o felicitare de la tine dacă ei vin să zic că Sugan al tău e foarte bun. Dacă fac o comandă de la mama de Sugan și ei zic Sugan al tău e foarte bun, Emma le trimite o felicitare pe lângă produse. Mami, and I find... Vezi că trebuie să faci multe felicitări. Cine știe câți vin? Cred că vin mulți. Dacă vin mulți, reușești să faci multe? Da. Ești 39, 139 o să vină? Nu știu dacă o să vină așa mulți oameni. Măi, du-te mai încolo, măi. Du-te la masă, du-te. Uite cine a venit acolo. Mama, mama, hai că vă tai pocatea și vă dau să mâncați. Bună, prieteni! Bine m-am găsit în partea asta din vlog. Este a doua zi, cred, când am filmat. Nu știu dacă am pus și alte bucățele de film din alte părți, din alte zile, dar știu sigur că am filmat ceva ieri. Nu v-am mai arătat cum a ieșit focaccia mea. Uite, așa a ieșit. Am pus-o la cuptor până când m-am uitat eu că e gata, la 200 de grade. Nu m-am pus cine știe. Eu n-am avut foarte mult ulei, că normal
Nu-i că trebuie foarte mult ulei, dar îți trebuie ulei ca să pui ulei de măsline extra virgin, că dă gust foarte bun și îl face așa să fie focaccia pufoasă. Rozmarinul este must, adică trebuie neapărat rozmarin pentru că ăla dă gust. Și un pic de sare deasupra mare. Eu am pisat-o un picuț așa ca să nu fie chiar extrem de mare, dar da, a ieșit foarte bun. Eu am pus și un pic de susan, l-ați văzut? Acum este duminică seara, este aproape timpul să merg să fac băiță cu Eli și cu Emma, că Emma e acasă cu mine, am trimis pe Jayden la biserică cu Adrian. Da, acum, lui Eli încă iese dinții de sus, cred că eu tăia deja un pic un dinti, scuzați că vă arată bucile, dar trebuie să merg să fac paturile întâi, că am spălat ceșaful de pe care acoper salteaua la Emma pe pat. Și ar că am trebuit schimbate cerșafurile și la mine ar vrea să le șterg pentru că am avut și conjunctivită la ochi și un alta. Și am zis că vă țin cu mine, poate vă mai motivez, mai asta este ce fac eu. Da. De seara aș vrea să filmez un video motivațional, dacă reușesc. Dacă nu sunt foarte ocupată cu fetele mele din echipă și cu clienții, dar teoretic asta aș vrea să filmez ceva de jumătate de oră maxim și să-l pun pe YouTube mâine, cred că participă asta cu vlog. Nu știu dacă o să filmez îndeajuns în seara asta ca să vă fac un vlog pentru mâine, așa că teoretic mâine aș pune altceva. În bine, hai că vă iau cu mine, mă apuc să fac treabă și ne vedem pe parcurs. Vă țin cu mine, vă vedem parcurs, vedem și după, vedem un pic cum decurge seara mea cu doi purceluși, cu o Eli și cu o Emma. Da, hai să mergem! You are the peace I know, when I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home, you are the peace I know. And I'm never too far gone. You are the peace I know, when I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home, you are the peace I know. And I'm never too far gone. All I want is just your loving conversation. I keep running 'cause you're filling me with patience. You're enough and I can trust in what you're shaping. I keep praising, ooh, not on my own. I know that I'll never be too far from home, too far from home. There's no place I can go to be too far alone. You never need me, I live from NCT. You are the peace I know, when I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home, you are the peace I know. And I'm never too far gone. You are the peace I know, when I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home, you are the peace I know. And I'm never too far gone. The only thing worth it to live for your purpose. That's what I've been learning, no I don't deserve it. Enemy swerving, the way that you working, I seen it in person, your glory emerging. Only got time to look at you, peace of my mind, you pull me through. Love in your eyes, you show me truth. The way you designed it, you're the proof. Up now, living water overflowing, need a new cup now. True love found, just like a controller, watch your roots grow down. You're bad enough, I'm moving out the way. I know I'm nothing low without your grace. I don't have to be stuck inside my ways. Everything I need is in your name. Oh, yeah. You are the peace I know, when I'm feeling alone, no other place I go. Just keep leading me home, you are the peace I know. And I'm never too far gone. Teach my
my soul to sing your song. Even when my eyes can't see, when I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me. Through the valley I may walk, but you were all I'll ever need. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm, I'll still believe. And when it seems I'm at the end, and I don't know what I believe, through the cloud I see your hand reaching down to guide me. You're always reaching down to guide me, 'cause I am yours and I am free. Gata, am terminat de făcut și patul meu. Am pregătit deja hainele pentru Eli. Pentru mine trebuie să pregătesc să merg să fac baie cu Emma și cu Eli. Fac cu amândouă ca să fac mai rapid și să știu că le-am rezolvat și cu fetele Eli. Iar după ce le spăl, o să iau pe Eli, s-o pun la culcare, o să vină și Adriana, o să o pună pe Emma și pe Jayden la culcare. Și cam asta o să fie seara. O să văd ce mai fac eu, dacă mai stau cu voi sau nu. Sigur trebuie să răspund la ceva mesaje, la fetele mele în echipă, la ceva comenzi și la ceva persoane care vreau să-mi scrie. Și dacă reușesc să filmez ce mi-am propus, eu fac, dacă nu, asta este, nu pun nimic mâine, o să pun marți. Dar să văd dacă mă mai țin cu mine, să vă arăt seara mea, să zicem așa. Bun, hai că mă apuc deja, îmi iau prosoapele, stând lumina, că eu așa îmi pregătesc atmosfera de seară, deja îmi place că arată mult mai cozy, așa mai curat, simt miros de curat, trebuie să iau doar coșul cu rufe murdare, să-l duc că sunt foarte pline. Adică sunt pline, nu foarte pline, să zicem așa. Și numai bine suntem gata de culcare după. Mâine o să mai dăm cu aspirator, o să mai șterg praful și știu că am făcut așa pe decât curat în casă. M-am descurcat foarte bine cu Emma, e foarte plăcut să o am pe ea, pentru că ea mai colaborează, mă mai ajută și pe mine un pic și mă înțeleg altfel cu ea. Nu e ca și cum aș avea grijă și de ea, pentru că ea e mai măricică și mă ascultă. Bun, hai că vă las, mergem și ne vedem îndată curați și îmbrăcați. Prieteni, mă vedeți aici pe mine, copiii deja dorm. N-am mai făcut eu altceva, în afară de faptul că am făcut baie, am îmbrăcat copiii, am trenat patru, cum ați văzut. Eu am făcut baie cu Eli, Adrian a venit între timp, eu am făcut baie lui Emma și lui Jayden și am pregătit pe el de nani. Lui Eli încă iesă dinții de sus și încă nu i-a ieșit de tot. Cred că i-a tăiat cel de aici, cred un pic, parcă i-a tăiat, nu știu, nu eram sigură că nu reușesc nici să mă uit foarte bine, dar parcă... Are reflux mult mai rău din cauza că iese dinții și la baie merge mult mai des, că așa e când iese ei dinții. I-am dat paracetamol în seara asta iarăși.
Sper să iasă odată și să scăpăm cât de cât, că e tare greu cu dinții ei. Este seară, înainte să mă duc să mă culc, ați văzut că am schimbat pe aici prin living. Vreau să șterg un pic pereți cu degriser, că am degriserul și vreau să șterg pentru că eu așa o senzație de curat dacă mâine când vin văd că e curat și am zis că vă țin și pe voi cu mine, că vă motivez și pe voi, poate arată mult mai plăcut acum că mă uit cu masa așa, îmi place cum arată, da, eu zic că arată bine. Adrian nu prea îi place masa asta. El zice că e prea mare. Eu i-am zis că n-avem ce face, că atâta suntem șase și când mai vine cineva la noi, nu încăpem, deja așa încăpem doar noi. Dar, da, am zis că sigur o să luăm probabil un fel de băncuță în loc de trei scaune, că e mult mai comod pentru copii și încap mai mulți dacă vin la noi când vin la noi. Vedem. Ne gândim să schimbăm și canapeaua, să luăm una mai mică, dar care să facă tot așa pat. Stați că vă pun așa, că eu răspăturesc păturica asta. Nu știu, avem așa idei, dar nu ne gândim momentan să facem, doar vorbim. Ne gândim că canapeaua asta e cam mare și încurcă și nu folosim noi neapărat așa, adică dacă vine cineva la noi, mai avem o canapea în cealaltă living. Dar totuși ne trebuie o canapea care să fie ocupat, pentru că dacă avem invitați ceva la noi acasă, să putem să-i punem să doarmă. Bun, hai că mă apuc să șterg un pic pereții aici, unde mai sunt două trei bucățuri murdare, că în rest sunt ok, că am mai șters eu cu degreaser. Și apoi cred că mă va pregăti și o să mă duc să mă culc, să văd dacă șterg un pic hota, că n-am mai șters-o nici acum, doar durează așa de puțin, trebuie doar să spreiez. O să o șterg, că dacă nu, iarăși amân. Doar trebuie să spreiez, doar stil bril și să șterg și să o rămas perfect. Hai că mă apuc, vă țin cu mine și apoi mai vorbim.
Tomatele mele sunt aproape gata. Le-am mai pus cu pic de apă fierbinte și un pic de bicarbonat și un pic de oțet, ca să fiu sigur că ies complet curate. Dar trebuia să le fi lăsat eu cu stil bril, așa, da? În fine. Ca să-mi ia spetele alea, că eu le-am dat cu un... Cred că le-am dat la început și se oxidează, că e aluminiu, nu se întâmplă nimic, nu s-o strica, dar iese, vedeți, iese. Dacă le fierb normal cu bicarbonat sau cu acid citric sau cu oțet, ar trebui să iasă. Pentru că am citit pe internet că așa e. Aluminiul este un metal care se oxidează exact cum se oxidează și alte metale, așa că trebuie să le curăți de acea oxidare. Așa, dar arată deja perfect. Eu zic, dar nu mai las aici, nici nu scot, las până dimineață. Și peretele, după cum am arătat, am șters tot. Și pe aici am mai șters, uite, acum văd cu telefonul, îți vede că două urme care nu s-au luat bine. De fapt, că nici nu le-am șters. Da, și cam așa arată aici. Canapeaua asta iară e murdară de mumă. Trebuie să o spălăm iar cu ăla de spălat. Ok, dar o să încerc să spăl totuși cu mobil bril. Să pun într-o găleată și să frec un pic sau... Da, cu mobil bril am înțeles că poți să speli. Să pun un pic într-o găleată și să dau cu o cărpă de microfibră, așa. Că pernele le pot spăla, dar aici arată incredibil de mizerabil. Continuă și cu copiii și murdăresc, n-am ce să-i fac, na. Dar arată mult mai bine cu scaunul acolo al lui Eli. Pentru că aici parcă încurca prea mult și avem doar mobila asta, trebuie să mai retușez aici acolo. Le-am lăsat doar una de jucărie acum, pentru că au avut trei și le pur și simplu le luau și le vărsau pe toate pe jos și nu se putea trece și apoi plângeau că se loveau și am zis câte una pe rând. Și când mai este așa, îi mai duc eu să joace sus, că acolo sus este mai mult spațiu. Aici e peretele lor. Trebuie să mai adaug chestiuțe de-a lor făcute, că mai am făcute, dar nu le-am mai adăugat și să-mi fac și un pic timp să mai fac ceva diferit. Am mai făcut lucrușoare cu ei, dar n-am mai pus aici, dar aș vrea să fac ceva așa mai mare. Din nou, cu un lucru manual ceva. E mai în Lego în ultima perioadă. Nu ați mai văzut, nu v-am mai arătat. Dar o primit de la cineva de la biserică, cutiuța asta. Cutiuța la papuci. Are vreo câteva seturi de Lego, între care și unul cu Friends, unul Elsa, Frozen și tot stau cu ea în fiecare zi și mai facem câte o bucățică. Îi place foarte mult. Noi chiar nu prea avem Lego de fetițe. Avem foarte mult Lego, dar na, de-a lui Andy. Și ăsta este turnul Eiffel pe care l-a desenat Emma, că i-au zis că așa arată turnul Eiffel în Paris, care are multe lumini. Dar o să fii surprins când o să vadă la anul, că arată un pic diferit. În fine, asta este. Eu cred că vă las. Nu vine în minte acum altceva. Sunt obosită. Mă duc și eu să mă culc. Sper să dorm noaptea asta. Sper să doarmă Eli. Nu mai editez, cred, pentru mâine. Mâine, în cea mai rău caz, poate fac un mini live sau poate fac eu un video la acela în care să vorbesc, doar văd. Ori nu pun nimic și pun doar marța, joia și sâmbătă vloguri și rămâne poate așa ideea cu 3 vloguri pe săptămână. Că oricum mâine luni și mâine știu că începe toată echipa să lucreze din plin. Eu am mai lucrat și azi ceva, dar mâine sigur lucrează mult echipa mea. Așa e mereu lunea să încep și ultima săptămână din lună. Și acum toată lumea trage la calificare. Să nu-și piardă calificarea. Da, uite, astea se curăță perfect. Știu că s-a mai întâmplat la o clientă, așa. I-am dat și-o cumpărat ovenul și-o curățit la ochiurile de la ragaz. Și ochiurile erau din aluminiu și s-o negrit. Și știu că s-o speria foarte tare, că costase și foarte mult aragazul. Și am căutat imediat pe Google cum facem, că știam chestia asta, că se poate oxida. Și am găsit și i-am zis să fac așa, să fiarbă în apă cu bicarbonat sau acid citric sau oțet. Și au ieșit perfect. Așa că știam chestia asta. Dar aluminiu, uite, toate metalele care sunt mai
poți să le... Nu-mi vine cuvântul română. Poți să le... Vai, deci îmi vine în cuvântul numai italiană sau în engleză. You can bend them. Cum se cheamă, măi? Care poți să le... Vai, de ce nu-mi vine cuvântul? Oh, și argintul e mai... Poți să-l strici mai ușor, poți să-l învârți, poți să-l... E ca oțelul, nu știu, în fine, este un fel de aliaj mai maleabil, așa, și se iau și oxidează. Dar știu că poți să le curăți, cum poți să curăți multe altele, așa se curăță și, da, asta este bine că am reușit să le curăț așa. Eu o să vă las, o să ne vedem în vlogul următor. Sper să mai fac ceva activități cu copii, să vă pun, noi că nu mai facem, noi mai facem și alte chestii, numai că nu reușesc să vă filmez câteodată, pentru că eu mai și lucrez de pe telefon în timp ce stau cu copiii și atunci nu pot să vă filmez dacă eu lucrez. În același timp mai răspund la persoană din echipă sau în alta și atunci n-am. Ori fac una, ori fac alta, înțelegeți? Și trebuie să mă ocup de jobul meu, că e important. Dar vă filmez așa, cum pot, cum reușesc. Sper mâine să filmez video-ul acela cu un fel de motivațional, pentru că am avut ideea asta și chiar vreau să o fac. Da, sunt foarte motivată să vă motivez în privința la ceva. Nu-i legat nimic de șogan sau ceva, să nu vă supărați care vă supărați, dar am fost inspirată sau de cineva și chiar vreau să fac lucrul ăsta, pentru că oricum aveam de gând, dar după parcă am prins așa mai mult curaj și o să vă zic acolo toate în acel motivațional, să zicem așa. Bun, eu vă las, vă mulțumesc că ne-ați fost aproape, ne-ați fost de fapt și ne vedem în vlogul următor. Vă pup, pa, prieteni!